În ce a constat implicarea școlilor din teritoriul Conferinței Transilvania de Sud în cadrul campaniei Împreună pentru Oameni? Școlile afiliate Bisericii Adventiste de ziua 7, acum este TIS, adică Transylvania International School, sau Liceul Internațional Integritas și Liceul Teoretic Dr. Lind, au contribuit în mare măsură la buna desfășurare acestui eveniment. În mod special s-au implicat la expoziția de sănătate, la ochelarii realității și la sala de sport. Atât profesorii, elevii, cât și coordonatorii școlilor au avut bucuria de a se implica, iar rezultatele au fost pe măsură. Toți cei care au participat, atât elevii de gimnaziu, de liceu, cât și cei de la ciclu primar, au plecat de aici încărcați, au plecat cu bucurie în suflet și cu informații noi cu privire la modul în care trebuie să aibă grijă de sănătatea lor. Cum s-au implicat școlile partenere în organizarea activităților din cadrul campaniei Împreună pentru Oameni? Transylvania International School a fost unul dintre organizatorii campaniei Împreună pentru Oameni în Brașov. Începând cu crossul Alergăm pentru inimi, dar culminând și cu proiectul mare din Grijă pentru Tine, am avut parte de o implicare foarte frumoasă, atât din partea părinților, din partea administrației, profesorilor. Ne-au vizitat în cadrul acestor evenimente organizate în spații publice părinți, bunici, dar și elevi. În ceea ce privește expoziția de sănătate care s-a desfășurat la sala sporturilor, Transylvania International School a avut un suport de nădejde. De altfel, Liceul Teoretic Dr. Lind a venit cu partea de know-how, cu experiența pe care o au de la celelalte expoziții de sănătate și în urma acestui parteneriat am putut avea un proiect de succes. Echipa noastră a venit nu doar cu resursele materiale, ci și cu resurse umane. Profesorii care au lăsat catedrele pentru 2 zile pentru a participa aici au fost prezenți la toate standurile, profesori din Liceul Dr. Lind, și au fost ajutați de către membrii care au fost voluntari în această lucrare din Brașov. În cadrul expoziției de sănătate pentru copii, standul la care m-am activat a fost echilibru emoțional. Și activitățile au fost trei activități. Prima activitate au fost niște planșe prin care copiii au învățat că mâinile nu sunt pentru a lovi, gestionarea furiei, da? Pe de altă parte, a doua activitate a fost gestionarea fricii. Au învățat să aibă încredere printr-un exercițiu de încredere. Asta le-a plăcut cel mai mult. Iar a treia activitate a fost un cântecel prin care au învățat să fie întotdeauna veseli. O inimă veselă este un bun leac. Eu sunt dietetician nutriționist de profesie și sunt profesor la Liceul Teoretic Dr. Lind și am fost împreună cu echipa la Expo Sănătate pentru Copii la standul de nutriție. Cel mai mult m-a impresionat copiii care au venit și le vedeam efectiv cum li se aprind beculețele când vorbeam despre alimentele sănătoase, da? Ne-au arătat cât de puternici sunt ei și am învățat cum să avem grijă de sănătatea noastră prin alimentație. La sala de sport a fost multă voioșie, multă mișcare, mult zâmbet, mult drag de a comunica unii cu ceilalți, antrenorii cu elevii și am făcut împreună lucruri în funcție de categoria de vârstă. Jocuri de mișcare, pe cei mai mici am învățat cum se fac corect mișcările, să nu greșească, să își păstreze sănătatea, multă prevenție, multă instruire pe treaba aceasta. Copiii mai mari au lucrat, de la licee au lucrat pe aparate, am avut demonstrații frumoase de la liceele sportive și ne-am bucurat cu toții. În continuu s-a comunicat cu antrenorii au învățat pe copii, au fost întrebări de tipul când să începem să mergem la sală, cum se face o flotare corect, cum se face o genuflexiune corect și au primit răspunsuri. Cu ce impresii pleci în urma implicării tale în cadrul acestui proiect? Eu am fost la expoziția de sănătate pentru copii și am fost la standul de sport. Mi-a plăcut că am putut să-i învăț pe copii despre sănătate. Mi-a făcut o mare plăcere să particip la acest eveniment
Și am fost încântată să văd fericirea de pe echipul copiilor. Și eu am fost foarte binecuvântată să slujesc în jurul copiilor. A fost un eveniment foarte frumos. Am fost surprinsă de numărul de persoane implicate în acest proiect, atât pacienți cât și voluntari. Și chiar este o binecuvântare să am acest simțământ că am fost de folos oamenilor, oferindu-le timpul necesar fiecăruia pentru ca să se simtă bine.